Dimineața, voi încerc să vorbesc în limba română și vă cer răbdare. Vorbesc ca președinte Consiliului de Administrație PAID, grupama fiind un acționar mare al PAID, am fost ales acum două ani și jumătate ca președinte Consiliului de Administrație PAID. Scopul PAID este, împreună cu asigurări facultative, să asigurăm continuitatea oamenilor când riscurii de catastrofale vin. Continuitatea oamenilor. Este un scop foarte important. Atunci, sustenabilitatea și dezvoltarea PAID este esențială și voi vorbi în mod scurt de sustenabilitatea PAID, unde suntem și cum dezvoltăm PAID. PAID are o creștere ușoară în portfoliu. Acum PAID asigura 1,7 milioane de locuințe. Este un grad de cuprindere de 20% și a fost greu să atingem acest nivel în ciuda falimentele Astra și Carpatica, care au fost în trecutul distributor cel mai mare pentru PAID. Dar am reușit să înlocuim Astra și Carpatica ca distribuitor pentru PAID. Suma totală asigurată de PAID este mare, 32 miliarde de euro. Un punct important pentru sustenabilitatea PAID este că PAID este în totalitate conform cu cerințele Solvency II. Am întărit situația PAID. PAID este profitabil în absența unei catastrofe majore și păstrăm dintre PAID profitul din anii 2014-2015, cum au stabilit acționar PAID. Foarte important, am mărit capacitatea reasigurării la 800 milioane de euro. Este cea mai mare capacitate de reasigurare pentru catastrofe naturale din Europa Centrală și de Est. Și am reușit să mărim capacitatea de reasigurare pentru PAID la acest nivel ridicat, pentru că PAID este credibil cu asigurării din lume. Am crescut în 2016 reasigurare de la PAID de la 600 milioane de euro la 800 milioane de euro și PAID este reasigurat de cel mai puternice și recunoscuți reasigurători din lume: Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Score, Sirius, Excel Re, Transatlantic Re, etc. Suntem pe drum cel mai bun pentru sustenabilitatea PAID. Care sunt prioritățile PAID pentru viitor? În primul rând, este important să știți că PAID dedica 60% din veniturii sale la cumpărarea reasigurărilor. Este o proporție foarte ridicată, pentru că prima PAID, 20 euro pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, este artificial prea scăzută. Pentru a crește capacitatea de reasigurare la un nivel de un cutremur extrem, la fel ca în 1977, PAID are nevoie de o primă de asigurare mai adecuată. Sunt necesare câteva schimbări legislative și lucrăm împreună cu UNSAR, cu ASF, pentru acest obiectiv. Am vorbit de gradul de cumprindere de 20%. Este foarte scăzut pentru o asigurare obligatoriu. Este scăzut dacă e un benchmark în Franța, gradul de cumprindere de asigurare de locuințe este 95%. În o țară ca România, cu un nivel de risc sismic și de inundație foarte ridicat, avem un grad de cumprindere, de penetrare foarte scăzut.
dar trebuie să rezolvăm problema de deficit de prima în primul rând și apoi vom crește gradul de penetrare în un mod voluntar. Pentru o prioritate pentru PAID este ce facem împreună cu UNSAR și ASF pentru a dezvolta un plan de intervenție în cazul de dezastru major. Este o parte esențială din ajutorul oamenilor post-cutremor. Și am terminat, am vorbit de sustenabilitatea PAID, suntem pe drum cel mai bun și de prioritații pentru viitor și dau acum cuvântul doamna Radune Acșu, director general la PAID, pentru a vă prezenta acțiunile derulate de PAID pentru optimizare operațională. Vă mulțumesc!